Așadar, acum, dragii mei, vă prezint metoda aceea trăznită care mi-a venit în ultimul moment, aceea de tratament cu varachet. După tatonările făcute, cu tot felul de șmecherii, tot felul de chestii. Deci, acum e clar, stupul este pregătit pentru acest tratament. Este bine acoperit cu folie, etanșetate perfecte și în hrănitor am pus bucata aceea de plasă. Acum, da? Deci în hrănitor, pardon, am pus bucata aceea de plasă. Acum, nu facem altceva decât dau un capăt, dăm foc. Ia uitați, așa. Și o punem în am pus un hrănitor. Ne arde perfect. Fiindcă are aer pe dedesubt. Deci nu mai am nicio problemă cu chestia asta, că arde sau nu arde. Fumul acum este preluat de albine și tras printre rame până ajunge pe partea opusă jos. Vă zic, în partea din spate este pus fitilul acesta care arde și albina va trebui să tragă de fum, să-l tragă prin toate ramele până îl scoate pe față, pe rampa de zboare. Vă rog să urmăriți cât de frumos arde. Iată fumul care se ridică până la nivelul foliei. În felul ăsta, fiindcă e un pic mai în interiorul hrănitorului, folia nu este topită. Privim prin folie, dar nu, se privește la toate. Acum cu dumneavoastră să fac chestia asta. Da? Deci arde complet fără niciun pic de ratio. Deci rămâneau pe jumătate. Apoi uneori ardeau numai în sfert. Reluam până când puneam. Perdeam fum. Practic tratamentul era ratat. Iată un tratament cu eficiență 100%. Observați? Ars în totalitate. Acum menținem etanșetatea și aș vrea să merg. A, nu. E simplu, clar, pentru toată lumea. Deci în clipa de față este tras fumul pe ordiniș. Ca să ajungă tot mai în față, e o treabă deșteaptă. Printr-o baie de fum trec toate ramele. Ramă de ramă va ajunge așa. Niciun pericol de incendiu. Totul este excelent. Asta am văzut.